Câmpul magnetic al Pământului ne protejează de radiațiile mortale din spațiu. Dar ce s-ar întâmpla dacă ar deveni din ce în ce mai slăbit, premergător inversării sale? Până la urmă s-a mai întâmplat asta și în trecut, de foarte multe ori. Nava spațială Pământ, un termen folosit în mod normal pentru a exprima îngrijorarea față de resursele naturale limitate ale existenței pe planeta noastră, are un scut deflector natural împotriva radiațiilor care se numește câmpul geomagnetic. Linii ale forțelor magnetice forjate de curenții din miezul topit al planetei erup la suprafață în apropierea polilor geografici ai Pământului, polul nord și polul sud. Aceste linii magnetice se conectează între ele pentru a încorona planeta cu un câmp de molecule bipolare, la fel ca un magnet gigantic. Ca o paranteză, dipolare, adică unui dipol, care conform dicționarului este un sistem cu două sarcini electrice apropiate, egale și de semn contrar. Câmpul magnetic exercită o forță asupra particulelor încărcate electric din spațiu, provocându-le să formeze o spirală helicoidală în jurul liniilor magnetice. Acest lucru este de mare ajutor pentru că Pământul este bombardat constant cu particule încărcate electric care se mișcă foarte rapid, particule care vin în special din partea Soarelui. Câmpul nostru magnetic deviază majoritatea acestor particule. Nu toate planetele sunt atât de norocoase. Marte, care are un nucleu solid, nu are un astfel de scut natural. Acest lucru a cauzat distrugerea atmosferei planetei roșii de către vânturile solare cu miliarde de ani în urmă. Deci, ce s-ar întâmpla dacă Pământul și-ar pierde propriul câmp magnetic? Atmosfera noastră va fi disipată de vânturile solare, ca în cazul lui Marte. Viața, sub forma în care o cunoaștem noi, va deveni imposibilă datorită radiațiilor primite din spațiu. Câmpul magnetic se află în cursul unor schimbări rapide, schimbări ce semnalează probabil schimbarea iminentă a polarității planetei. Polul nord devine polul sud și viceversa. Acest eveniment poartă numele de inversare geomagnetică. Problema este că în timpul inversării polilor geografici vom rămâne efectiv fără protecție împotriva radiațiilor periculoase pentru mii de ani. O să ne întoarcem imediat la discuția curentă, fiindcă probabil te îngrijorează că acest lucru se poate întâmpla, dar mai întâi, de ce credem că poate fi posibil un astfel de eveniment? În primul rând, s-a mai întâmplat și în trecut de multe ori. Putem observa asta în registrele geologice. Particulele materialelor magnetice, spre exemplu fierul, formează propriul câmp natural aliniat cu câmpul magnetic al Pământului. Astfel, putem urmări direcția câmpului magnetic al planetei noastre folosind fluxurile vechi ale vulcanilor și straturile de sedimente formate din aceste materiale magnetice. Astfel s-a dovedit că scutul Pământului, adică câmpul magnetic, și-a inversat complet direcția de 183 de ori în ultimii 84 de milioane de ani, deci puțin mai mult de o dată la jumătate de milion de ani. Ultima inversare geomagnetică s-a întâmplat acum 700 de mii de ani, deci putem considera că suntem datori vânduți acestui fenomen? Ei bine, nu tocmai. De fapt, aceste inversări par să fie niște evenimente destul de aleatorii. Poate că nu suntem atât de îndatorați decât am fost în toată această perioadă de 700 de mii de ani, cu excepția faptului că câmpul magnetic al Pământului pare că acționează puțin cam ciudat în ultima vreme. Dar ca să înțelegem pe deplin dacă o inversare a polarității este posibilă, trebuie să încercăm să înțelegem cum au loc astfel de evenimente. Ca acest lucru să fie posibil, trebuie să înțelegem cum funcționează câmpul magnetic al Pământului. În mod normal, ne gândim la câmpul magnetic ca fiind generat prin două moduri. Primul ar fi să te gândești la materialele magnetice, ca fierul, când suma totală a câmpurilor magnetice minuscule constituie alinierea ale particulelor pentru a ne oferi câmpul magnetic global. Acest lucru funcționează la fel cu magneții de frigider. Celălalt mod ar fi faptul că scutul, adică câmpul magnetic, este format din fluxuri de multe particule încărcate electric ca electronii. Așadar, curentul electric poate produce câmpuri magnetice, de exemplu câmpul electromagnetic. Dar interiorul Pământului nu este magnetic în întregime. Este prea fierbinte în nucleul Pământului pentru a face posibilă alinierea spontană a atomilor de fier. Deși interiorul se rotește, are o sarcină electrică neutră, așadar nu ar trebui să existe curent electric acolo. Atunci, cum își generează Pământul un asemenea câmp magnetic dipolar, bine organizat și gigantic?
Haideți să începem cu o scurtă examinare a ceea ce se află în interiorul Pământului. Sub scoarța terestră subțire și la 2900 de kilometri de mantaua solidă se află nucleul Pământului. Învelișul exterior al nucleului planetei are 2400 de kilometri grosime și este compus în mare parte din fier, nichel și alte materiale găsite într-un volum mai mic. Nu vorbim aici despre lavă, vorbim despre un metal lichid cu viscozitatea apei. Sub acest strat de metal lichid se află nucleul interior al Pământului, o bilă formată din fier solid cu o rază de 1200 de kilometri. Este într-o formă solidă datorită presiunii de la acea adâncime. La o temperatură de 5430 de grade Celsius, nucleul solid s-ar topi dacă acolo ar fi o presiune scăzută. Acolo jos, totul se află într-o continuă mișcare. Nucleul solid se rotește cu o viteză puțin mai mare decât suprafața terestră, iar durata unei zile a nucleului este doar cu câteva secunde mai scurtă decât timpul dintr-o zi pe suprafață. Învelișul nucleului are o rotație gradientă, adică acesta se rotește puțin mai încet decât suprafața, dar această viteză de rotație crește pe măsură ce coborâm. Interiorul Pământului se răcește foarte încet, ceea ce înseamnă că învelișul lichid al nucleului îngheață la contact cu nucleul interior solid. Pe măsură ce nucleul interior solid crește, acesta eliberează impurități neferoase care urcă către suprafața terestră. Acestea se alătură fluxurilor de convecție. Aceste fluxuri se răsucesc apoi într-o formă elicoidală datorită forțelor Coriolis care acționează asupra lor. Este același efect care produce uragane pe suprafața Pământului. Cam mulți termeni știu, dar cu puțină atenție vei înțelege. Hai să continuăm. Această mișcare a nucleului exterior și interior al Pământului produce câmpul magnetic al planetei. Acest proces se numește efectul dynamo și este explicat de teoria cu același nume. Cel puțin, asta este ceea ce majoritatea oamenilor de știință confirmă că generează câmpul magnetic al Pământului. Teoria dynamo nu numai că explică geomagnetismul planetei, acesta explică și de ce câmpul magnetic al Pământului își inversează polaritatea uneori. Haideți să vedem cum funcționează asta. În mișcarea pe care tocmai am descris-o, nucleele și electronii ar trebui să se miște împreună, așadar asta nu ar produce curent electric. Atunci, de unde vine magnetismul? Cheia este că efectul dynamo nu creează un câmp magnetic de la zero, în schimb îl amplifică, organizează și susține existența câmpului. O să vorbim puțin mai târziu de unde provine acel câmp magnetic inițial. Deocamdată, hai să presupunem că începem cu un câmp dipolar slab. Acest câmp trece prin învelișul exterior lichid al nucleului Pământului, care este un conductor electronic. Conductorii electrici au această proprietate minunată care atrage câmpurile magnetice către ele. Așadar, dacă tot nucleul se rotește odată cu Pământul, atunci câmpul magnetic se va roti și el. Dar aduceți-vă aminte că rotația învelișului exterior al nucleului crește odată ce înaintăm către centrul nucleului. Ca rezultat, câmpul magnetic începe să prindă forma unui inel în jurul axei de rotație a Pământului. Această formă se numește mai exact tor. Haideți acum să ne imaginăm al doilea tip de mișcare din învelișul exterior. Avem acele fluxuri de metale conductoare răsucite în spirale helicoidale, despre care am vorbit mai devreme. Aceste fluxuri se prind bine de câmpul nostru magnetic în formă de și continuă să le învârtească și mai mult, formând bucle mici. Aceste bucle formează tuburi magnetice în jurul axei de rotație a Pământului, iar tuburile magnetice generează în schimb curent electric toroidal. Acum, în cele din urmă, îndeplinim condițiile unui electromagnet, inele organizate de curent care produc giganticul nostru câmp dipolar. Deci, se pare că putem începe cu un câmp dipolar slab și să formăm unul cât mai puternic. Dar de unde vine totuși câmpul magnetic inițial despre care am vorbit mai devreme? Ei bine, de fapt, orice câmp magnetic slab, chiar și cel cu o putere extrem de slabă, ca cel generat de fluctuațiile termice, este suficient pentru a iniția acest efect de mișcare al câmpului magnetic. Odată ce acest mic câmp este pornit, el va evolua până la putere maximă. De fapt, orice corp aflat în mișcare de rotație cu un conductor fluid în interior poate produce un astfel de câmp magnetic. Câmpul magnetic creat de acest efect arată destul de organizat, dar nu este la fel de limpede ca undele unei bare magnetice, fiindcă se schimbă și se mișcă. De fapt, câmpul magnetic al Pământului este un lucru extrem de dinamic. Polii geomagnetici sunt apropiați de polii geografici ai planetei, deci apropiați de rotația Pământului în jurul axei sale, dar nu sunt chiar aliniați la fix. Aceștia se mișcă și se schimbă. Polul nord magnetic se mișcă cu aproximativ 60 de km pe an, în jur de 5 grade mai la sud de polul geografic, părăsind teritoriul Canadei și îndreptându-se către Siberia.
Puterea câmpului magnetic de pe suprafața terestră se schimbă și ea, iar toate aceste schimbări sunt datorate mișcărilor din învelișul exterior al nucleului planetei. Deci, despre ce este vorba până la urmă cu această inversare a câmpului magnetic? Cum se poate învârti pur și simplu? Direcția câmpului magnetic depinde de direcția în care se învârte Pământul. De fapt, acest lucru nu este adevărat. Direcția câmpului magnetic depinde de acești curenți electrici uriași, care la rândul lor depinde direcția buclelor magnetice mici generate de fluxurile de convecție helicoidale. Deci, dacă câmpul magnetic și-ar schimba direcția complet, ne așteptăm ca acesta să își restabilească direcția aleatoriu. Nordul și sudul polilor magnetici s-ar alinia cu orice loc de pe planetă. Înregistrările geologice arată că nu este niciun tipar care ne-ar putea arăta când se schimbă câmpul, nici ce aliniament este preferat în urma inversării lui. Deci, probabil, inversarea câmpului magnetic se va întâmpla exact cum am descris noi până acum. Așadar, câmpul magnetic al Pământului nu se va opri în totalitate, acesta este doar puțin derutat. Acesta se va reface în cele din urmă, doar că își va alege direcția aleatoriu. Atunci când câmpul magnetic își schimbă polaritatea total, se numește inversare geomagnetică, iar când acesta are scăpări de direcție, dar ajunge în aceeași direcție în care a fost inițial, se numește excursie geomagnetică. Există câteva idei despre cum pot avea loc aceste mici scăpări de direcție. Poate fi cauzată de unele elemente din învelișul exterior care poate perturba fluxurile din interiorul său. Aceste evenimente pot fi cauzate de impactul unui asteroid sau a unei comete, o interacțiune dintre nucleu și mantaua exterioară, de exemplu formarea unei erupții de magmă la suprafața terestră sau subducția plăcilor continentale. Totuși, nu există nicio evidență clară care să explice aceste lucruri. Așa, au ajuns majoritatea cercetătorilor să creadă că aceste evenimente geomagnetice sunt o parte naturală a efectului dynamo, care spune că mișcările haotice ale fluidelor din învelișul exterior provoacă probleme liniilor câmpului magnetic și o scădere globală în privința puterii acestuia. Întrebarea pe care ar trebui să vă puneți chiar acum este cum a ajuns omenirea să știe toate aceste lucruri. De fapt, nu este chiar ușor. Simulările efectuate pe calculatoare arată că efectul dynamo ar trebui într-adevăr să provoace un câmp dipol la scară largă care se inversează spontan. Pentru cei ce nu au încredere în simulatoarele pe calculator, ce spuneți să ne construim propria noastră bilă uriașă de metal topit care se rotește? Câteva dintre aceste experimente cu lichid sodiu sunt în desfășurare. Acestea simulează efectul dynamo din învelișul exterior al nucleului destul de bine și a prezentat chiar și unele schimbări de polaritate spontană. Indiferent pe ce se bazează mecanismul inversării geomagnetice, știm cu siguranță că s-a întâmplat și cu siguranță se va întâmpla din nou. Întrebarea este, acest fenomen se petrece chiar acum? Modelul magnetic mondial al planetei este o hartă globală a câmpului magnetic al Pământului actualizat odată la 5 ani. În trecut, acest lucru era suficient pentru a calcula micile schimbări care se petreceau, dar acum nu mai este valabil. Oamenii de știință care cercetează modelul magnetic mondial au descoperit că polul nord magnetic se mișcă prea repede, iar aceștia au fost nevoiți să actualizeze datele cu un an mai devreme, la începutul anului 2019, iar acesta va fi actualizat din nou la sfârșitul anului. Dar demonstrează asta inversarea câmpului magnetic? Nu chiar, poate însemna și asta, dar știm că este normală fluctuația axei Pământului, chiar și când nu este pe cale să se inverseze câmpul magnetic. Înainte să începem să ne îngrijorăm, ar trebui să vedem o mai mare perturbare a axei planetei noastre. Totuși, cât de rău este ce se întâmplă în prezent? Probabil este rău, dar în niciun caz nu reprezintă un eveniment catastrofal. Nu există nicio dovadă care să arate că extinția în masă a fost cauzată de inversările câmpului magnetic din trecut. După cum am spus și mai devreme, câmpul este mai slăbit, dar nu se va opri complet. Așadar, pot exista mai multe incidente care pot declanșa cancerul și alte mutații datorită particulelor încărcate energetic care ajung pe Pământ. Probabil vom fi nevoiți să ne protejăm mai bine sateliții de vânturile solare. Câmpul magnetic devine foarte dezordonat cu mici poli magnetici ai nordului și ai sudului geomagnetic care apar pe toată suprafața terestră. Așadar, anumite specii de păsări migratoare, la fel și capitanii mai bătrâni ai navelor, vor fi foarte confuzi pentru un timp. Din fericire, oamenii de știință au o idee foarte bună despre evenimentele ce se petrec în prezent și cel mai probabil câmpul magnetic al Pământului va rezista cel puțin în cursul acestei vieți și a generațiilor următoare. Cel puțin pentru moment, rămânem protejați de ravagiile furtunilor solare.
Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!